În data de 5 februarie, sediul unei firme din municipiul Buzău, aflat pe strada Spiru Haret, a fost spart de doi minori care au sustras bunuri și au încercat incendierea locuinței. A scris pe Facebook proprietarul imobilului, care a postat și câteva videoclipuri elocvente. Într-unul dintre ele se poate observa cum minorii forțează în cuietoarea ușii principale, dar după câteva minute își dau seama că nu pot să reușească. Ei bine, copiii nu renunță și își îndreaptă atenția către poarta de intrare a autoturismelor. Deși era iată, cei doi reușesc să își introducă mâinile printre gratii și să tragă zăvorul, după care, probabil speriați de ceea ce au reușit, o rup la fugă. Se întorc după câteva zeci de minute, iar camerele de supraveghere îi surprind pe cei doi sustrăgând o bicicletă. Pentru cei doi minori, probabil fapta pe care au făcut-o nu a fost decât o glumă, o joacă de copii, în acest sens lăsându-și numele scris pe carcasa unei imprimante găsite în interiorul societății comerciale. Proprietarul, pe de altă parte, a anunțat pe Facebook părinții minorilor să-l contacteze pentru a soluționa incidentul.